O lecție dureroasă, dar valoroasă, este că trebuie să lași oamenii să plece. Suntem obișnuiți să ținem cu dinții și cu unghiile și cu tot ce avem de oamenii pe care îi avem în jurul nostru și mi-am dat seama de-a lungul anilor că este bine să-i lași să plece. Dacă oamenii vor să iasă din viața ta, înseamnă că ăla e momentul în care trebuie să iasă din viața ta. Trebuie să-i lași să plece. Nu trebuie să te ții cu dinții de ei, să ții cu orice, prin orice mijloace să ții de ei și nu trebuie să-i forțezi să rămână în viața ta, să-i manipulezi, să-i controlezi, să faci tot posibilul pentru a-i ține în viața ta. Perspectiva asta de a lăsa un om să plece și de a forma un gol acolo, în locul în care era el, este înfricoșătoare și cei mai mulți se sperie de treaba asta. Ce am văzut eu de-a lungul timpului este că nu îi poți forța pe oameni să rămână lângă tine, să stea lângă tine, să trăiască cum vrei tu, pentru că totul duce la nefericire. Nu va ajunge nicăieri toată situația asta decât când la nefericire și atunci decât să te chinui să ții pe cineva lângă tine, indiferent despre cine e vorba, că vorbim de părinți, de frați, de familie, de iubiți, de prieteni și așa mai departe, colegi și așa mai departe, nu contează. Cel mai important este ca acea relație să nu ajungă la nefericire și să nu devină toxică. Fiindcă în momentul în care ții tot din adinsul de un om, relația aia devine toxică și nu pot să nu mă refer aici și la femeile care fac tot posibilul pentru ca soții, bărbații din viața lor să nu plece. Rămân însărcinate, recurg la șantaj, fac spectacole, fac tot felul de chestii doar pentru a-i ține, doar pentru că lor le este frică că vor rămâne singure și că nu vor mai fi iubite de nimeni și că nu vor mai avea pe nimeni. E mai rău când îți faci așa. E mai rău când ții un om cu forța lângă tine pentru că ăla oricum nu o să te iubească. Omul ăla oricum nu o să te iubească și oricum nu o să te aprecieze mai mult pentru că l-ai obligat să rămână lângă tine. Și atunci lasă-i pe oamenii din jurul tău care trebuie să plece, să plece. Lasă-i să plece. Și în egală măsură, iarăși am văzut că este foarte important că atunci când simți tu că este cazul să ieși dintr-o relație, de orice fel, din nou, să ieși. Nu-ți face mustrări de conștiință că nu, că ar trebui să mai stau, că ar trebui să trag de timp, să... Nu, nu, nu. Ieși de acolo. Dacă tu simți, apropo de intuiție despre care vorbeam acum, apropo de intuiție despre care am vorbit mai înainte, dacă simți că trebuie să ieși din relația aia, să o părăsești, să părăsești situația aia, pleacă de acolo. Nu mai sta, nu mai ține cu dinții de o situație care, în timp, cum ziceam, va deveni toxică. Nu are sens. Ne îngreunăm viața și ne complicăm viața încercând să ne atașăm de oameni, încercând să ne să-i forțăm pe oameni să rămână în aceleași situații. Gândiți-vă că vrem, nu vrem, la un moment dat ne schimbăm, pe parcursul vieții ne schimbăm, ni se schimbă principiile, ni se schimbă comportamentul, ni se schimbă perspectiva de viață și așa cum noi ne schimbăm, se schimbă și ceilalți și poate evoluăm diferit, poate o luăm pe cărări diferite, poate nu mai avem viziuni comune, poate nu mai avem aceleași structuri, nu știu, de care ne ținem cu toții, aceleași valori, același sistem de valori. Poate unii evoluează, poate ceilalți nu. Și atunci, ce rost are să ții un bagaj? E ca și cum te-ai încărca cu un gunoi inutil pe lângă tine, care ulterior îți va face rău, te va intoxica. Deci, lăsați oamenii să iasă, lăsați oamenii să plece din viața voastră și, în egală măsură, dacă voi simțiți nevoia să plecați dintr-o anumită situație, puteți să plecați fără nicio problemă. Să nu credeți că sunteți condamnați la o situație doar pentru că, la un moment dat în viață, așa ați văzut situația aia ca fiind perfectă sau ca fiind necesară. Și stau și mă gândesc că aici e valabil și chiar și pentru joburi. De exemplu, am văzut foarte mulți oameni care nu ies din joburi rele, care nu le aduc niciun beneficiu, doar pentru că le este frică. Frica asta de gol, frica de necunoscut, frica de ce se va întâmpla mai departe. Dar frica asta nu trebuie să ne conducă viața și nu trebuie să ne oblige să stăm într-o situație care ulterior, cum ziceam,
devine toxică și ne face mai mult rău. So, let them go!